Victor Ponta povestește în detaliu episodul pactul de coabitare, cum îl poreclise Băsescu pe Dragnea. Fostul premier Victor Ponta a explicat, într-un interviu pentru Stiri pe Sursero. Cum a fost momentul pactului de coabitare al USR cu Traian Băsescu. Bonus, Victor Ponta a dezvăluit ce Traian Băsescu îl poreclise pe Liviu Dragnea teroristul. Cum a fost cu acordul de coabitare, ce tot aud. Băsescu tot insista ienar, la nivel european ce el nu cedea zi nu îl pune pe Ponta premier, ce are probleme de integritate, ce nu vrea. A venit Liviu Dragnea i-a spus ce el se tie bine cu Iulian Chifu de la Cotroceni și ce poate mai există o cale. Asta a fost ideea lui Dragnea, care a zis ce vorbete cu Chifu, ce el se înelegea bine cu consilierul lui Traian Băsescu. După care, Marisar m-a chemat pe mine, pe Crin Antonescu, l-a evitat pe Daniel Constantin, ca să nu afle Dan Voiculescu. Crin a refuzat la început, dar eu i-am zis stai să vedem măcar ce vor, să vedem în ce condiții ne dă mandatul. Dragnea și Chifu au făcut draftul, iar mari seara am zis ce mergem la Cotroceni să ne vedem cu Băsescu. Ne-am urcat eu, Crin și Dragnea în mașină să mergem la Cotroceni. Care era, de fapt, problema lui Dragnea? Ce Băsescu i-a tot spus ce el nu pune cercetai penală în guvern. Băsescu a fost până la urmă de acord să le pun pe Dragnea, ce mi-a povestit pe urmă cum a fost tot. Episodul a fost cam a, eu îi Crin să teteam de o parte a mesei. Băsescu în fa, iar Dragnea și Chifu în lateral, scriau la acord. La un moment dat, Băsescu i-a zis, l-ai văzut, me, pe teroristul, ce repede scrie. Acum ce vrea el în guvern? Ei se cunoteau de mai demult, ea îi spunea lui Dragnea, teroristul. Nu a fost un plan secret. Am originalul acasă, cu tot cu însemnările pe el, ce mai am eu documentele mele. Eu i-am zis lui Băsescu să semne acordul de coabitare, dar în același timp să ne dea i decretul de desemnare a guvernului. Era genul de afacere în care nici una dintre PRI nu avea încredere. A publicat decretul în Monitorul Oficial, apoi Băsescu s-a dus joi la Consiliul European și a alergat după Martin Schulz să-i spun ce s-a înțeles cu slul. Asta s-a văzut la televizor, a apărut nebunia cu acordul de coabitare, a spus Victor Ponta, pentru Stiri pe Surse.